Steaua, istoria continuă. Pe 2 aprilie 1986, Steaua a întâlnit Anderlecht Bruxelles în deplasare în prima semifinală a militarilor din istoria participărilor în Cupa Campionilor Europeni. Enzo Schifo marca pentru Anderlecht în minutul 76, aducând victoria belgienilor cu 1-0 și se anunța un retur de foc la București. Steaua, Ducadam, Iovan, Bumbescu, Belodedici, Bărbuescu, Gabi Balint, Pistol, Tudorel Stoica, Beloni, Majaru, Lucian Bălan, Lăcătuș, Pițurcă, antrenor Emerick Yeney. Sursa, Steaua, istoria continuă.